Un nou studiu îți arată că tulpina identificată pentru prima dată în Marea Britanie se ascunde de sistemul imunitar. Cunoscută sub numele de alfa, mutația a devenit tot mai frecventă până în aprilie, devenind varianta dominantă din Statele Unite. Colegul meu, Rafael Varga, editor corespondent al FNews, a urmărit subiectul. Rafael, cum a ajuns să fie atât de răspândită această tulpină și, practic, cu ce se deosebește ea de celelalte tulpini? Bine, te-am găsit tulpina britanică sau alfa, cum îi spun cercetătorii, a fost descoperită în luna decembrie a anului trecut. Un studiu îți spune că succesul acestei tulpini s-ar datora faptului că alfa dezactivează prima linie de apărare din corpurile noastre, oferind variantei mai mult timp pentru a se înmulți. Specialiștii îți mai spun că orice virus de succes trebuie să depășească acel prim sistem de apărare. Cu cât are mai mult succes în acest sens, cu atât este mai bun virusul, adică mai agresiv și dominant. Și totuși, care ar fi concluziile oamenilor de știință? Cum a devenit varianta asta alfa de coronavirus atât de puternică? Care sunt datele științifice? Știu că Alfa are 23 de mutații care o diferențiază de alte variante de coronavirus. Când numărul de infectări cu această variantă a început să crească în Marea Britanie, cercetătorii au început să investigeze aceste modificări genetice pentru a căuta explicații cu privire la motivul pentru care se răspândește mai repede decât alte variante. Mulți cercetători și-au concentrat, concentrat atenția asupra celor 9 mutații care modifică așa-numită proteină spike care îi permite coronavirusului să invadeze celulele. Una dintre aceste mutații ajută virusul să se prindă mai bine de celule, îmbunătățindu-i șansele să producă o infecție mai puternică. Rafael, îți mulțumesc!